Bună ziua, numele meu este Ion Marian Daniel și le prezint Casa del Pan, care este o brutărie artizanală înființată împreună cu familia mea. Casa del Pan este o brutărie artizanală, un proiect de suflet deschis împreună cu familia mea. Este o brutărie artizanală în centrul Bucureștiului, unde folosim tehnici și rețete vechi cu inovație și tehnici noi. Ce ne face diferiți față de celelalte brutării artizanale? Experiența, în primul rând. 20 de ani de experiență în Spania, ca brutar, în brutării artizanale. Foarte multe cursuri, peste 27 masterclass-uri internaționale. 2 cursuri în Elveția, masterclass-uri, în tehnici noi ale brutăriei artizanale și pasiunea care pune cireașa, să spunem, pe tort. Așa cum un enolog recomandă un tip de vin pentru un anumit tip de mâncare, noi recomandăm un anumit tip de pâine pentru un anumit tip de mâncare. Sau pâinea o poți mânca simplă. Deci asta iar e o diferență, că explicăm pentru fiecare tip de mâncare ce tip de pâine se poate folosi. Punem mare accent pe interacțiunea cu clienții. Noi învățăm de la clienți și clienții învață de la noi, pentru că ceea ce încercăm este să creăm o cultură a pâinii, pentru că noi nu avem o cultură a pâinii. Și atunci învățăm zi de zi împreună cu clientul. Experiența mea în Spania mi-a arătat că este nevoie de afaceri de proximitate, de cartier. Aceasta, până la urmă, este o brutărie de cartier artizanală, unde lumea vine și interacționarea este foarte importantă, nu? Atunci vorbim, aflăm ce place publicului nostru și, cum spunem, învățăm împreună. Acesta este, cred că, cel mai important lucru pentru comunitate. Ce putem învăța? Să ascultăm clienții. De la clienți putem învăța foarte mult și să ne adaptăm necesităților lor. Pentru că în ziua de astăzi se caută foarte multe pâini fără gluten, low gluten, și să le explicăm în același timp de ce fără gluten, de ce cu gluten, dacă are vreo boală. Noi întrebăm, de exemplu, dau un exemplu, vine o persoană și ne cere fără gluten, întrebăm de ce. Dacă are o boală celiacă, nu poate cumpăra nici de la noi, nici de altă brutărie artizanală. Și explicăm de ce. Asta este foarte important. Cel mai fain lucru la un client ar fi foarte multe, dar cel care mă face să și zâmbesc este zâmbetul. Bucuria care o putem aduce prin pâine, ca oamenii să-și aducă, ca pâinea noastră, le aduce aminte de o amintire din copilărie, de o vizită în Spania, în Franța, în Hong Kong. Acesta este lucrul care ne bucură cel mai mult. Experiențele cu clientul. Puf, orașul potrivit, întrebați o persoană care s-a întors după 20 de ani. Din păcate, aș putea să zice Bucureștiul, dar sper să devină orașul potrivit, nu? Orașul potrivit ar fi unde publicul apreciază ceea ce faci, unde poți găsi materia primă ca să lucrăm cu materie locală. Din păcate, în România, majoritatea nu putem lucra pentru că făinurile românești nu sunt bune sau adecvate pentru un proces de lungă durată. Ce să spun unui viitor antreprenor? Eu nu mă consider antreprenor, eu sunt brutar. Această brutărie mi-a adus, în afară de probleme cu pâinea, mi-a adus foarte multe probleme zilnice de manageriat, de cum să manageriez oamenii, cum să... Tot acest lucru pentru mine a fost ceva nou, care încă dă bădăi de cap, care încă învăț, încă sunt pe băncile școlii ca să pot învăța ceea ce înseamnă să conduci o afacere. Dar când ai pasiune, aceste probleme devin mici. Așa că când pasiune există, nu cred că te oprește nimic.